Bine te-am găsit. Dacă vrei ca în acest video să afli cum să crești vizibilitatea mărcii tale sau să crești branding-ul afacerii tale pe plan local, te invit să urmărești următoarea acest video. Pentru aceasta trebuie să dăm click pe tabul de obiective, dăm click pe vizibilitatea mărcii și configurăm elementele de configurat, țară, monedă, fus orar. După care setăm setul de reclame. Spre exemplu, Facebook va arăta anunțul nostru la cât mai multă lume prin acest tip de reclamă. Și aici luăm audiența noastră veche. Putem crea o dublură, fiindcă așa ne cere Facebook-ul. Să creăm o dublură și aici alegem locul în care să fie afișat anunțul nostru. Vreau pe anumite segmente, să zicem, și pe Timi și nu doar pe Timișoara. Vedem că ne-a selectat tot județul Timiș. Putem, de exemplu, doar pe Timișoara. Putem vedea, vreau doar pe Timișoara, fără zonele limitrofe. Nu vreau niciun kilometru, doar orașul actual. Vedem că ne selectează doar orașul în care să ne afișez anunțul, după care vârstă, sex și limbile cunoscute ca de obicei și țintirea detaliată și pagina de Facebook. După care alegem poziționarea anunțului nostru, poziționarea să fie automată, Facebook să-și dea seama automat după ce pe ce platforme să plaseze anunțul nostru și aici vom putea selecta opțiuni potrivirea reclamelor, fie vizibilitatea mărcii, adică vom livra reclama noastră pentru cei care acordă atenție sau pentru cei care au la un număr cât mai mare de persoane. Vreau un număr cât mai mare de persoane să creez cu brandingul. Limita de frecvență, o afișare la fiecare 7 zile pe persoană sau, zicem, 3 afișări la 3 zile, să zicem așa. Trebuie să pun acolo o sumă, o numere pertinente pentru că oamenii după aceea să nu devină enervați de brandul nostru. Așa, apoi putem crea o reclamă după cum știm deja. Dacă dăm pe continuă, orice pe tabul de creare reclamă. Aici selectăm tipul de reclamă, formatul, după cum ați văzut și în videourile trecute. Și putem selecta imaginea și alte elemente. Acum putem vedea alt tip de obiectiv de marketing, cum este acela de conversii. În videoul următor vom vedea exact cum putem crea o reclamă pentru conversii, pentru magazinul nostru online sau pentru abonarea la newsletter pe site-ul nostru.